Un miracol pe zi. Dumnezeu este Cel care îți păstrează viața. Continuăm astăzi seria noastră inspirată din Psalmul 27 cu versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Psalmul 27, versetul 2. Uneori s-ar putea să nu fii conștient că ai dușmani. Ai senzația că dacă nu ai nimic cu nimeni, atunci nimeni nu îți va fi ostil. Fals! Biblia spune că diavolul este ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Ai un dușman. Este o realitate. Dar aceasta nu trebuie să te înspăimânte. Tu ești într-un loc sigur, în Hristos, iar El l-a învins pe cel rău. Este adevărat că diavolul caută să te distrugă și uneori, pentru a face acest lucru, folosește oameni. Cu toate acestea, trebuie să îți dai seama că oamenii nu îți sunt dușmani. Biblia ne spune că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta. Crede și mărturisește acest lucru. Biblia spune în Psalmul 121, versetul 7, Domnul te va păzi de orice rău, El îți va păzi sufletul. Da, Dumnezeu este Cel care te păstrează și îți păzește sufletul. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred în puterea pe care Tu mi-o pui la dispoziție. Îți mulțumesc pentru siguranța pe care o trăiesc, pentru că mă găsesc în Tine. Luptă Tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui Lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia Ta. Diavolul a pierdut deja, Hristos a biruit. Tu, Doamne, îmi păstrezi viața și am încredere deplină în Tine. Mă rog să mă păstrezi ascunsă în Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.